Festivalul de muzică ușoară Tinerețea Cântă s-a desfășurat sâmbătă 26 noiembrie la Căminul Cultural Doina din Uldin. La ediția 34-a a festivalului au participat 11 participanți din Coștei, Novi Sad, Satu Nou, Sân Mihai, Vârșăt și Uldin, care au fost acompaniați de orchestra domnului Alexandru Duin din Novi Sad. Laureata festivalului din acest an este Vanessa Crețu din Uldin, care cu această ocazie a declarat. Am impresii foarte, foarte frumoase. Ne-am pregătit cu foarte mult efort pentru acest festival și pot spune că a ieșit un festival foarte reușit. Am participat cu toții bine și totul s-a sfârșit foarte bine. De data aceasta am primit premiul întâi și sunt foarte bucuroasă. Pe lângă premiul întâi am primit și premiul publicului și îmi pare foarte bine că publicului i-a plăcut cum m-am prezentat, dar și mie la fel, sunt foarte mulțumită cu prezentarea mea. De câți ani particip la Festivalul Tinerețea Cântă? La festivalul acesta mă prezint din anul 2017. Și în fiecare an totul este mult mai bine și în tot anul a fost o ediție foarte reușită. Impresiile de la festivalul de anul acesta sunt foarte pozitive. A fost o adevărată plăcere să fim acompaniați de orchestra lui Alexander Duin. Ne-am distrat foarte mult și sunt foarte mulțumită cum au decurs pregătirile pentru festival, dar și festivalul în sine. Câți ani particip la acest festival? Particip de acum 7 ani. Ai primit un premiu? Da, în seara aceasta am primit premiul 3. Pot să spun că sunt foarte surprinsă, dar sunt și fericită. Ce înseamnă pentru tine Festivalul Tinerețea Cântă? Festivalul Tinerețea Cântă este unul în care tinerii își expun iubirea față de muzică, dar nu numai acest lucru, ci și talentul. Concursul a fost urmărit de un juriu de specialitate. Pentru muzică, Alexander Duin președinte, membrii Daniel Chet și Ștefan Ovidiu Mureșan, iar juriu pentru text, Teodora Smolean, Gabriel Băbut și Teodor Rămianț. Impresiile sunt foarte, foarte plăcute. Sunt foarte mulțumită cu fetele care au interpretat piesele scrise de mine. Anul acesta m-am prezentat cu 4 melodii. Sunt foarte mulțumită. Cum este mai bine, ca cântăreț sau ca compozitor? Sincer, ca cântăreț, că scrii pentru tine și știi posibilitățile lui glasul, ce poți să scoți, cum poți să cânți. Anul acesta, de fapt, aproape la toate melodiile pe care le-am scris, trebuia să se facă ceva corecții. Careva fete nu puteau să cânte așa jos, la careva le era prea în sus, așa că din privința aia, din cauza aceea e mai ușor să fii tu cântăreț, că scrii pentru tine. Dar sunt foarte mulțumită cu fetele cum au interpretat anul acesta. La eveniment au fost prezenți următoarele oficialități: domnul Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul General al României la Vârșăt, Adrian Borca, consilier independent a Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale, Comunitățile Naționale, Petar Vișnicchi, președinte adjunct al Comunei Covăcița, Stelian Bălan, președinte adjunct al Adunării Comunei Covăcița, respectiv Marius Rămianț, Departamentul de Cultură al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia. Ediția 34-a Festivalului de Muzică Ușoară Tinerețea Cântă a fost inaugurat de domnul Petar Vișnicchi. Claudia Șuboin, de 7 ani, pregătește pe participanții pentru Festivalul Tinerețea Cântă. Sunt foarte mulțumită de interpreți. Tot s-a montat bine pe scenă și cu toții ne-am concentrat, și bandul, și eu mi-am dat silința să-i ajut cât mai mult, să-i susțin și din punct de vedere psihologic, să fiu aici așa alături de ei și cântând alături de ei, desigur. A fost greu să pregătești 11 participanți? A fost puțin dificil, mai ales pentru cei care au venit din locuri mai îndepărtate, din Sân Mihai, din Coștei,
Și au depus un mare efort interpreții ca să vină la repetiții. Am putut să lucrez cu ei doar în timpul weekendului, dar am avut baftă că ei au muncit și în timpul liber. Adică n-am muncit cu ei strict numai când au venit la repetiții. Ei și în timpul săptămânii s-au pregătit. Ne folosim de tehnologie, ne registrăm, ascultăm și am reușit să ne pregătim, să ducem la bun sfârșit programul. Eu mă declar mulțumită de fiecare dintre ei. Fiecare în seara asta, toți cei care au cântat și au intrat pe scenă, cred că au cântat la punctul maxim care puteau ei să cânte. Festivalul s-a desfășurat cu sprijinul financiar al următoarelor instituții și organizații: Ministerul Culturii, Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relațiile cu Comunitățile Religioase, Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale, Comunitățile Naționale, Comuna Covăcița, Consiliul Național Român, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României, Biserica Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Udin, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina Zrenjanin, Cooperativa Agricolă Plugarul din Udin, Green Life Agro Export Covăcița, întreprinderea Edit Utilitar Publică Banat și Asociația Comercială Livius Udin.